Mamele aici, cu așa. Tableta în mânuță. Grație. Așa. Deci ce lucru periculos a făcut mami, este întrebarea. Numai unul? Mai multe, dar uite, variantele de răspuns: s-a bătut cu un taximetrist. Sau a lăsat noaptea cartofii la cuptor. Sau a băut țuică. Avem trei variante. Iau. Uite-mă că au ghicit. Ai lăsat noaptea cartofii în cuptor acolo să... Măi, m-am bătut cu un taximetrist, dar... Cum adică e o întâmplare super haioasă, serios. Așa. Dar dureroasă în același timp. Aoleu. Eram eu într-o stare mai proastă, așa, psihică, și am zis că indicat e să-mi iau copilul, doar pe măiruța o aveam, și să plec într-o vacanță cu ea. Așa. Și am plecat în Egipt. Bun. Ajungem noi frumos, în Hurghada, ghidul ne-a așteptat la aeroport, ne-a dus la hotel, după care, păi zic, măiruța, hai să mergem, mami, prin oraș, să cumpărăm și noi ceva. Alegurii. Ajungem în oraș, când să ne întoarcem, trebuia să luăm un taxi. La care măiruța zice, mami, erau... coada acolo undeva și mai era ce, mami, nu-mi place de el. Hai să luăm alt taxi. Era mai închis la culoare, la față. Zic, mami, așa sunt toți egiptenii. Stai liniște că nu găsim unul deschis la culoare. Și intru eu în mașină, ajungem în fața hotelului, taximetristul trece de hotel. Zic, stop, aici e hotelul nostru. Oprește, scot portofelul să plătesc și în momentul în care desfac portofelul, el se întoarce și îmi trage portofelul din mână. Mamă! Și a început să țipe, să ne dăm jos, să plecăm din mașină. Eu cum am văzut fără portofel, singură în Egipt, cu copilul... L-ai luat de perucă? Nu. I-am făcut semn feței să dea jos. I-am zis, mami, dă-te jos din mașină și stai acolo. S-a dat jos din mașină, copilul. Și fii atent. Și când nu se aștepta el, pe la spate... Pe la spate. Stătea așa la volan. Așa. N-am cum. Vino un pic să-ți arăt. Așa, zi. Nu stai așa, ca pe bun. Da, așa, pe la spate. Și eu în spate așa. Și el cu portofelul aici, îl ținea între picioare, gen. Așa. Așa, ca să nu îl iau. Se gândea el că îl iau. Și am sărit așa la gâtul lui. Aoleu! Nu, mic, am tableta. Așa cu stânga. Așa. Și am început să-i dau. Mă, dă-i dădeam, mă gândeam numai la copil. Zic, am lăsat copilul strade, întuneric. Trebuie să-l salvez, copilul să iau și... Stai așa, mai stai puțin. Și dă-i! Și dă-i! Și dă-i! Și a ieșit la ficat. Și dă-i și la tot. Și am luat portofelul. Și nu i-am plătit nici cursa, nenorocită. Dacă cumva... Indicativul. Aveți probleme cu taximetriști, cu hoți, cu răufăcători, cu nu știu ce, că tot au ieșit acum pe capete, telefon, Rox, am o problemă. Vino încoace. Și dă-i. Hey. Da, auzi întrebarea aici. Ce făcea rușinos mami când era mică? Și răspunsurile ar fi: se uita pe gaura cheii în dormitorul părinților ei. Sau ridica pustița în fața băieților. Sau se uita la mama ei când făcea baie. E, care din acestea ar putea să fie reale? Uite-mă, Caure! Corect! Bravo, mami! Bravo, bate-ți palma! Fetițele mele au reținut când le-am povestit faptul că eu mă uitam la mama mea când făcea baie, pentru că de fiecare dată când ele vin seara la mine în cameră, după ce le fac băiță, mă duc și eu să fac baie și le las să intre în baie să se uite la mine cum stau în spumă sau mai știu și eu ce obiceiuri am. Încă o întrebare, că până acum stați foarte... Da.